toate reușesc, toate mai mereu. Dar sper că data aceasta să nu fie așa de plictisitor. Vreau doar să vă împărtășesc câteva gânduri din Scriptură. Dar înainte să citim pasajul din Sfânta Scriptură, să mă vedeți mai bine, imediat. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului. Ok. Să vedem mai bine pe sus. Dar de acolo, de la el. Aleluia! Se privește exact în adâncul inimii noastre. El ne poate citi. El ne știe pe fiecare. Nu trebuie să vorbim ca să știe Dumnezeu ce gândim. El știe ce gândim. Și de departe, spune Scriptura, ne pătrunde gândurile noastre. Iubiți mei, frați și surori, prieteni, musafirei casei lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun pentru început câteva cuvinte despre noi ca și biserică. Această lucrare a luat ființă prin Harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt în 1995, ianuarie, cam în jur de 15 ianuarie, deci partea a doua lui ianuarie, în urma unui... Am zis ceva greșit? 1995. Nu știam de ce sunteți așa impresionați. Slavă Domnului! Era bine să fi trăit și pe vremea aceea. Se pare că nu era așa poluată de păcat lumea ca acum, nu? Da. Or, slavă Domnului! Ne mulțumim cu ce am primit. Ne-am născut în timpul nostru. Și trebuie să trăim în timpul nostru pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Deci spuneam despre un început care n-a fost o alegere a mea. Deci, așa, în adolescența mea am avut și un moment în care am căutat să înțeleg ce fac părinții mei. De ce vin oamenii la mine în casă? Ce vorbesc cu oamenii ăștia? Mai și cântă. Toată lumea a fost așa doritor să își vadă copiii cântând la instrumente. Și în adunarea unde mergeam, nu era așa împărtășită latura asta instrumentală. Cum că instrumentul, știți cum e, e mai mult lumesc. Dar vedeți, instrumentele nu sunt lumești. N-au cum să fie lumești. Sunt făcute de mâna omului, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, dar el ori suna spre slava lui Dumnezeu sau spre slava lui Ivan. Însă oamenii pot fi lumești, tot așa cum pot fi duhovnicești. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Și în ciuda, știți, a obstrucțiunii, așa, din partea mai marilor, el totuși, cum s-a început, pe ascuns, a cumpărat instrumente, a plătit profesorul și a venit acasă și a început să învețe pe frații mei care erau mai mari la câteva instrumente, cum ar fi acordeonul, vioară, mandolină și atât. Pentru că fratele meu cel mare și sora mea Mariana, care este aici noi în părtășie, au învățat la acordeon. Dar a pierdut, n-a mai exersat. Sora cea mare a învățat la vioară și cea mijlocie la mandolină. Iar eu l-a aruncat-o cu privire. Și m-am tot uitat și și eram prea mic ca să învăț la un instrument. Așa că asta nu m-a ocolit în ce privește bucuria închinării care am cunoscut-o ulterior. La 15 ani s-a făcut o trecere dintr-o adunare evanghelică la o altă adunare evanghelică baptistă. Acolo părinții mei au fost botezați și surorile mele. Și apoi am urmat și eu. M-am botezat, m-am spus, a fost prima mea experiență deosebită pe care am trăit-o, a fost în ziua botezului, în apa sau în baptistierul adunării Golgota din Bulevardul Nicolae Titulescu. Acolo s-a deschis cerul pentru mine. Și vă spun, a fost atât de reală atingerea lui Dumnezeu, că nu mi-a putut explica prezența unei bucurii pe care eu n-am trăit-o niciodată. Poate, știu eu, mă gândesc așa, trag niște concluzii, mai lipsit, mai în sărăcie, cum n-am primit jucării și știu eu dulciuri, m-am bucurat și eu de ceva din cer. Tot e bine, aleluia. Dar m-am bucurat că nu puteam să-mi explic de ce mă bucur. Și când m-am pus acasă după botez, așa bucuros și fericit, i-am spus tatălui meu, când să vă mai facem un alt botez? Și el mă dă să trebuie să mai știi când se face. Păi vreau să mai mă botez o dată. Îmi place ce se întâmplă. Îmi place ce se poate trăi atunci când Dumnezeu
îți atinge viața, ființa ta. Ăla a fost momentul și vreau să explic prin cuvintele și istorioara aceasta. A fost un început. A fost un început când am venit întâia dată la școala aceasta minunată, câțiva copii mai mari ca mine m-au tras deoparte și mi-au spus: de azi încolo, țin de mine, tu ești școlar, eleva lui Iisus. Despovărat de greuri bine, am stat în băncile luminii și am învățat din Sfânta Carte. Ce înseamnă păcii și bucurie? Ce înseamnă viață fără de moarte? Ce înseamnă cer și veșnicie? Și am învățat să scriu cu dragostei de foc pe lițe, un nume scump, un nume viu, un nume ce-ți spunește Domnul și veșnic n-am să uit să scriu: Iisus Hristos, Mântuitorul. Aleluia! Acesta a fost începutul meu. E bine, erau niște jocuri frumoase, nu pe internet. Era încă inovația asta. Inovația asta, dar tinerii din biserică aveau alte jocuri. Se jucau jocuri biblice. Și când m-am dus printre tinerii din București, stând unde stăm acum, eram la țară și sunt la țară, și oamenii aceștia se strângeau în parc, duminica după cum e acum vara, și începeau jocuri biblice. Și eram șocuit. Eu uitam lung, nu înțelegeam limbajul lor biblic. Ce sunt ăia patriarhii? Ce înseamnă una? Ce înseamnă alta? Mă întrebau și mă, cred că deam niște răspunsuri trăznite. Dacă mă puteam înregistra, cred că era frumos. Mă trezeam și la realitatea mea. Dar totuși a fost o provocare. Provocarea care a fost? Păi cum să fiu între tineri aceștia și sunt cunoscuți din Scripturi? Trebuie să încerc să citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Nu că nu citeam, început să citesc. Că n-ai la botez înainte, era trecere prin catecheză. Și trebuia catecheza, e școala special biblică, de scurtmetraj, 6 luni de zile, nu? Ca să înveți puțin despre esența vieții de credință, despre Hristos, despre venirea Lui, despre mântuire, cei care stă cu pe acolo știți. Așa că nu mai spun. E bine, provocarea aceasta a dus pașii vieții mele tot mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fiu și eu cât de cât, așa, în ton cu ceilalți, că atunci când se vor face astfel de jocuri, când se pun ghicitori biblice, să pot gândi și eu un picuț. Au mers câțiva ani de zile, am mers în corul bisericii, nu știam eu dacă am voce sau n-am voce. A trebuit să mă testeze fratele dirijor, așa că mi-a dat harpa de cântare. Vedeți, să rețin anumite lucruri, de unde credeți că m-a testat? Din cântarea numărul 100. Din harpa de cântări ale Bisericii Baptiste. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe ea nu spate la cam. Pot să vă mai cânt, mai știu ceva din cântarea asta, dar haideți să mergem mai departe. Am ajuns, cum se făcea atunci obligatoriu armat, am plecat și la oaste, așa că m-am dus acolo și pentru prima dată am simțit lipsa părtășiei atât de profundă. Deci atât cât am experimentat eu, dar se pare că îmi făcea bine mai mult decât realizam eu. Îmi făcea bine părtășia. Mersul la casa Domnului, la o întâlnire de rugăciune sau la un spital cu tine și vizitam pe cineva. Erau lucruri care lucrau în viața mea fără ca să conștientizez efectul lor, dar era real. Am ajuns acolo ca o pasăre pusă într-o colivie. Nu mi-a plăcut, să știți că nu mi-a plăcut armata. Așa că am căutat să o fentez. Vă mărturisesc că am păcătuit. Și nu știu cum, după ce s-a depus jurământul, am auzit de un tânăr pe acolo care face probleme. Măi, ce cu ăsta? Toată unitatea vorbea. Măi, creștinul ăsta ne face probleme, nu vrea să depună jurământul. Am zis, mă, ăsta chiar e creștin. Nici n-a venit bine în armată și toată lumea știe că e creștin. Ca să-l cunosc și eu și să aflu că-l chema creștin Gheorghe. Bine, mai creștine. Până la urmă, creștinul nostru a făcut o înțelegere cu ofițerii unității ca să nu se înscrie cu evenimentul unitatea. Eu nu spun jur, mă angajez. Hai mă las să fie așa. Că până la urmă, dacă se spune în jurământul în corp, poți să zici tatăl nostru. Nu poți să zici altceva. Poți să zici... Tu zici tatăl nostru.
S-a trecut de momentul acesta. Dar am dus foarte mult lipsă de părtășia frățească. Mi s-a deschis mintea și de acolo am tras o concluzie, o învățătură, un învățământ pentru viața mea. Și m-am rugat Domnul și am spus, Doamne, dacă scap cu bine, dacă mai rămân în viață după perioada aceasta, îți făgădesc că toată tinerețea și energia de ține o pun în slujba ta, o pun la picioare ta. Lucru care m-am ținut de el. Să știți că asta e partea bună și frumoasă a vieții mele. Am reușit să mă țin de ceea ce am spus Domnului, așa că am scăpat cu bine din armată. Eu am avut un, știți, un bonus după ce s-a făcut pentru contingentul nostru acolo eliberarea din armată, trimiterea acasă. Eu am fost ținut încă două zile. Dar știți de ce? Că mi-a spus ofițerul. A spus, zice, n-ai făcut nimic în armata asta. Am să te mai țin două zile. Bine că le-am recuperat eu, pe altă parte. Pentru că atât eu cât și alții credincioși ca mine am fost puși în funcțiile cheie ale unității. Deci toți pocăiții erau plasați cu popota, cu sanitar. Eu am fost curierul unității. Așa că plecam din unitate, aveam un nou testament mic, nu mă contabilizea nimeni când mă întorc. Mă întorceam cu ce aveam presa, ce luam de acolo, mă opream în pădure acolo la Mihai Bravo și luam și citeam, mă rugam, m-am trezit toată cu un porc, mi stres, venea cu viteză spre mine. Am rămas așa, nu știu ce să zic. Bine că am avut o bicicletă și am pus-o înaintea mea, un picuț din ăsta, dar să-mi fie bine, cred că ăsta sunt. Oricum, slavă Domnului, s-a speriat și el de mine. Și a fugit. Aleluia! Deci, în felul acesta am trecut prin, cum zice, armata română și am mai făcut ceva. Trebuie să vă mărturisesc. Vreți să vă ascultați păcatele, dar să cam foarte mult astăzi. Trebuie toată săptămâna stăm aici. Am luat haine civile și ne-am dus la niște consăteni acolo, niște oameni din, nu consăteni, dar din Mihai Bravo, și îmi luam singur liber. Ne duceam, îmi luam hainele și o team la București și la biserică. Așa că frații de biserică nu știau dacă am făcut armata, că eram cam prezent duminica în casa Domnului. Aleluia! Ăsta a fost motivul pentru care ei m-au ținut mai mult, pentru că știam că i-am tentat. Nu că eram singur, dar eu nu cotizam. Asta a fost diferența. Era expresia când te chema capitanul, maiorul sau locotenentul, ei spuneau, chem, vii pe la mine. Aleluia! Adică nu se poate altfel. Să-ți dau un bilet de voie. Și am zis, lasă că mi le iau singur. Ale. Pentru că n-am chef. Glorie Domnului. M-am întors în armată și, dragii mei, vreau să vă spun că la scurt timp a început o nouă etapă a vieții mele în căutarea lui Dumnezeu. Într-un fel în care pot să zic că a fost foarte sever și foarte sever cu mine însumi. Am căutat să-L cunosc pe Dumnezeu despre care cântam, despre care vorbeam așa, aici colo, nu cu multă îndrăzneală. Și mi-am pus inima inspirat din cartea profetului Daniel, să-L caut pe Dumnezeu rugându-mă și postind. Deci aceasta a fost, să zic, modalitatea în care L-am căutat pe Dumnezeu. Și am început să mă rog și să postez și să mă rog. Făcusem într-un timp un ritm de post 3 zile săptămânal. Eu nu mâncam și nu beam. De duminică seara până miercuri seara nu mă atingeam de mâncare și de băutură. Și în fiecare săptămână. Și lucram, eram în producție, așa că mă trezeam la 4 și jumătate dimineața, aveam un timp de părtășie cu Domnul de un ceas, traversam Bucureștiul și mă duceam în platforma Măgurele unde am lucrat câteva ani de zile. Au fost noi experiențe cu Dumnezeu. Am experimentat umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt și acolo a fost a doua bucurie după prima. Botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt au fost distincte în viața mea în așa fel încât am putut să experimentez o bucurie cerească cum n-am găsit-o în nimic altceva pe pământul acesta. În nimic sau să prin ceva anume. Ceea ce a venit din cer a fost ceresc, a fost deplin, a fost desăvârșit. Slăviți să fie numele Domnului. Aceștia au fost, ca să zic așa, în mare pașii
începutului vieții mele de credință, de umblare cu Dumnezeu, pot să spun spre slava Domnului că m-am străduit întotdeauna să pun ca o prioritate a vieții mele lucrurile lui Dumnezeu. Părtășia frățească, cercetarea Scripturii, rugăciunea, erau lucrurile care însemnau prioritatea vieții mele. Dacă aș fi avut, să zic, nu știu, ne gândim și ne omenește, poate o sursă care să mă ajute să înțeleg și să cunosc mai ușor lucrurile lui Dumnezeu, să fiu ferit de anumite ereții, aș fi reușit să propășesc mult mai ușor și mai repede. De multe ori mă duceam până la Brașov doar ca să-mi vorbească un om al lui Dumnezeu despre lucrarea Duhului Sfânt. Și nu știam dacă pot fi primit, nu știam dacă, pentru că nu era cu telefonul așa ca acum, mergeam cu dorința să aflu mai mult despre Dumnezeu. Vreau să spun lucrul acesta nu ca să pară cumva o laudă, că nu e vorba de o laudă, e vorba de o realitate și vreau să încurajez sau să provoc cumva pe toți cei care sunteți aici. Mă gândeam așa la tinerii noștri, dar cred că toți avem nevoie. Există o cântare inspirată din Scripturi care spune Întoarce-te la dragostea din tâi, întoarce-te, o până când amâi. Știți cum e? Sunt lucruri care ne determină să amânăm lucrurile de preț al lui Dumnezeu. Lucrurile esențiale ale vieții noastre. Și uite, așa te trezești că strece viața, amânând azi, amânând mâine, și ajungi la capătul drumului și ce o să ai? Ce au avut unii oameni mari despre care se vorbește și despre care se scrie. Da Vinci, care la sfârșitul vieții lui a spus, am pierdut prea mulți ani să construim o casă, o biserică de piatră, în loc să mă investesc mai mult în lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Dar ce folos? O să ai un sentiment de regret, dar nu mai poți da timpul înapoi, nu mai poți să recuperezi. De aceea astăzi, așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, astăzi când auzim glasul lui, fie într-un fel, fie într-altul, în modul în care Dumnezeu ne vorbește, ne cercetează, să fim receptivi și să înțelegem ceea ce este de preț, ceea ce este valoros pentru noi, ceea ce nu va fi regretat la capătul drumului și ce veșnicie. Numai o viață tu trăiești, spune o altă cântare, nu? Numai o viață tu trăiești și cui ai vrea să îi slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai. Dacă o dai lui Iisus, nu sub formă religioasă, nu sub formă din acestea, știți, superficiale, ci într-un mod real. Alo, aleluia! Suntem aici cu toții. Într-un mod real. Fă ceva bun pentru viața ta. Fă ceva bun cu viața ta. De multe ori încercăm să poate să convingem noi oamenii. Dar știți că noi nu putem să convingem. Convinge Duhul lui Dumnezeu. Deși vorbim și vorbim inspirați de Duhul lui Dumnezeu, vreau să cred de cele mai multe ori. Dar cu toate acestea, Duhul Sfânt ne convinge când este receptivitate. Când într-un mod sincer vreau să spun, dar Doamne, viața mea este a Ta. Învață-mă cum să o cheltuiesc, învață-mă cum să o consum în vremelnicia aceasta vieții. Ce este mai bine să fac cu viața mea? Cei care nu-L cunosc pe Domnul vor să devină niște star. Știți? La Hollywood sau în Hollywood, cum să vă spun? Nu știți noastră, da? Aleluia! Dar când vrei să faci, spune în cartea lui Daniel, nu mai știu exact, capitolul, cred că în 10, cei care vor învăța pe alții să umble în neprihănire, ei vor străluci, ei vor fi staruri ale lui Dumnezeu, care nu se trec, ci sunt veșnice. Să fim pentru Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Există un început, apoi, pentru ca să nu mai povestim, s-a ajuns într-un alt episod, într-o lucrare în care Dumnezeu a avut în planul lui să fie în afara țării. Unii știți, nu o să repet lucrurile acestea, revenind aici, Dumnezeu mi-a vorbit că vrea să înceapă o lucrare. N-am început-o eu. Și nici nu o continui eu. Pentru că s-ar fi terminat de mult.
ci Dumnezeu este lucrarea Lui și ea se face prin Duhul Său cel Sfânt. Slăviți să fie numele Domnului. Noi vrem să ne înțelegem chemarea, vrem să fim receptivi la această chemare și planul lui Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu cu bucurie, să ne aducem aportul prin ceea ce Dumnezeu a pus și va pune în noi. Slăviți să fie numele Domnului. Un rod al lucrării din Belgia, Florin, deși el mergea la Biserica Internațională, ne-am cunoscut ulterior și mi-aduc aminte de un moment în care știu că în urma discuției care am avut-o într-o noapte, el și-a deschis inima pentru acel cuvânt. Și următoarea vizită la Biserica Internațională și-a dat Domnului viața și și-a dat-o pentru totdeauna. Domnul să te binecuvânteze, Florin și Alina, fiți binecuvântați. E bine, dragii mei, da, puteți să faceți de Dumnezeu pentru cuvânt. Domnul Dumnezeu. Amin. Dragii mei, haideți să ne apropiem puțin de Scripturi. V-ați gândit dumneavoastră, cu siguranță v-ați gândit. De ce a trebuit Domnul Iisus să le spele ucenicilor Lui picioarele? Ce era de fapt așa de important în actul acesta, în gestul acesta? Nici nu era măcar un lucru nou, nepracticat, necunoscut. Și totuși, Domnul Iisus, în noaptea aceea, atunci când au stat la masă, ca lucrarea Lui să fie așa cum întotdeauna a fost deplină, a fost complexă. Spune că a luat un lechean, s-a încins cu un ștergar și le-a spălat cu ucenicilor picioarele. Ei s-au uitat lung. Petru, care era mai îndrăzneț, chiar a început să vorbească. Doamne, cum Tu să-mi speli mie picioarele? Asta nu se poate. Reacția Lui putea să fie reacția oricăruia dintre noi. Nu-i așa? Pentru că am zis, spun, Domnul, Învățătorul, Rabi, Tu să ne speli. Nu-i potrivit. Noi trebuie să facem munca asta. Nu Tu. Și Domnul continuă să-i vorbească lui Petru și să-i spună, Petre, dacă nu te spăli eu, nu poți avea parte cu mine. Deci, haideți să mergem în profunzimea cuvintelor lui Iisus. Dacă nu te spăli eu, nu poți avea parte cu mine. Slăviți să fie numele Domnului. Și Petru, ca să se asigure că are parte cu Domnul Iisus, ce a spus? Doamne, dacă așa stau lucrurile, păi spală-mi și capul, spală-mă, fă baie! Ce să mai? Nu mai e nicio problemă! De dragul tău și de a fi cu tine pentru veșnicii, nu mai mă opun. Spală-mă! Și Domnul a continuat să le vorbească. Nu trebuie să vă... Dacă v-ați scăldat voi, e ok. Eu trebuie să vă spăl doar picioarele. Pentru că spălarea picioarelor, de fapt, reprezintă un lucru extraordinar și indispensabil vieții noastre spirituale. Acolo, apa aceea, ea simbolizează apa cuvântului. Înțelegeți, frații mei și surori? Și cuvântul Lui este adevărul. Când te spală Domnul cu adevărul, când mă spală Domnul cu adevărul, sunt cum? Spuneți, spun răzneam. Amin. Când ești spălat cu adevărul, în mod garantat ai parte cu Dumnezeu. Aleluia! Numai cu adevărul. Numai cu adevărul. Iisus nu te poate spăla cu altceva decât cu adevărul. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, ca să legăm și să înțelegem importanța acestui adevăr, ne uităm în tot în Ioan. Acum am vorbit de Ioan, capitolul 13. Mergem puțin mai sus și ajungem la 15. Și acolo ne vorbește din nou despre viticultor și despre viță, nu? Despre mlădiță și despre roadă. Ce spune de fapt acolo? Că cine aduce roadă, va fi cum? Spălat, curățit, sub o altă formă, dar exprimă același adevăr. Același lucru este transmis. Veți fi curățiți cu adevărul ca să aduceți și? Și mai multă roadă. Oamenii care sunt în ogorul lui Dumnezeu, sau în ograda lui Dumnezeu, sau în trupul lui Hristos,
în Biserica lui Hristos. Noi, despre noi este vorba și despre alții ca noi. Nu poți să devii productiv în adevăratul sens al cuvântului, în lumina Evangheliei, decât prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Prin adevăr. Dar să știți că astăzi, din lipsă de înțelegere, mulți se opun spălării cu adevăr. Sunt încă oameni care se opun să primească spălarea cu adevăr pe care o face Hristos. Și atunci ei rămân cum rămân? Nespălați. Ei rămân murdari. Faptul că e vorba de picioare și nu de altceva, uitați-vă cum cuvântul lui Dumnezeu, în continuitatea lui, prezintă acest aspect atât de important când ni se vorbește despre armele Duhului. Și ce să se spună în picioare? Amin. Peste ce fel de picioare? Dar știți că se pot pune și peste picioare mai puțin? Știi eu, din copilăria mea. Trăgeam șușetele, nu mă spălam cu picioare și... Aleluia! Era greu să mă spăl cu toată cu picioare, mă spăla mama. Eram mai micuț și prostuț. Așa sunt unii astăzi. Iertați-mă. Așa sunt unii astăzi. Nu vor să fie spălați. Ca să fie încălzați. Râvna, vedeți, pachetul lui Dumnezeu. Fără publicitate de asta pe BNR mari. Ci pe paginile Sfintei Scripturi. Aleluia. Dumnezeu pune râvna peste picioarele spălate cu adevărul, slăvit să fie numele Domnului. Când vrei lucrul acesta, Scriptura ne informează și începem să tratăm problema cu cine? Cu Iisus. Iisus care este același. Iisus care ne spală și nu mai ne poate spăla picioare cu adevărul. Ce ești frate? Ce ești sor? Ce suntem noi? Noi suntem așa? Noi suntem așa? Noi suntem așa? Adevărul este unul singur. Efectul adevărului transformă la nivel, să zic, unitar viața noastră. Ca toți să fim cum? Cum este El. Aleluia! Cum este El, așa să fim și noi. Și Domnul a vrut să implementeze, să transmită acest adevăr, această esență dumnezească ucenicilor Lui, pentru ca ei să o ducă mai departe. Și să știe că în adevăr, printre altele, slujirea se face în smerenie, așa cum a fost ei în Iisus Hristos, în Domnul lor. Chiar dacă spune că lui nu i-a fost dat Duhul cu măsură, nu? El a vrut să fie slujitorul cui? Tuturor, măriți să fie numele Domnului. Când ai conștiința că Dumnezeu a pus ceva în tine sau în mine, trebuie să realizezi că ceea ce ți-a dat Dumnezeu este cu acest scop să fii slujitorul tuturor prin Duhul Său cel Sfânt. Într-o atitudine smerită. Aleluia! Slăviți să fie numele Domnului! Ceea ce schimbă imaginea și fața Bisericii lui Hristos este doar adevărul! Măriți să fie numele Domnului! Amin. Și atunci adevărul coagulează. Ne face să fim una. Ne leagă în dragoste. E puterea adevărului când ne lăsăm să lucreze. Când ne opunem adevărului, umblăm cu picioarele nespălate. Umblăm murdari. Poate că facem diferite lucruri și începem să gândim vis-a-vis de imaginea noastră cât de cruzat putem să fim. Și Domnul a spus unei categorii de oameni cu ceva vreme în urmă ceea ce de fapt a devenit așa ca un piedestal sau ceva pe care vă rezemați voi. Faptele voastre sunt ca o haină mânșită. Adevărul lucrează ceea ce îi place lui Dumnezeu în viața noastră. Apa cuvântului lui Dumnezeu. De acolo Iisus, pentru că era un nou început pentru biserică. Era un nou început, era startul lucrării lui Dumnezeu la nivelul Bisericii lui Hristos prin numărul acelor apostoli. Și ei trebuia să învețe lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Glorie lui Dumnezeu! Dumnezeu vrea să-L căutăm cu mai mult interes. Dumnezeu vrea să spune,
să se laude poporul meu că mă cunoaște și că are pricepere care vine de sus de la Dumnezeu. Nu din alte surse care par și pot părea bune, dar nu sunt consistente. N-au putere să transforme viețile noastre. Lăuda să fie Domnul. Dimineața aceasta a fost un prilej de evangelizare. Mă bucur. Duminica mi se întâmplă, dar nu și în cursul săptămânii. În cursul săptămânii am avut așa în trecere, mergând spre casă, era un domn care era și într-o uniformă polițist. N-am oprit că era polițist. Am oprit că era om. Și am zis, omul ăsta vrea să mergă și el undeva. Și zic, hai să-l iau, merg până în Berceni. Și am zis, ok, până acolo, dar eu merg mai departe, că stau mai departe. Nu-i problemă. Și am stat puțin de vorba amândoi și la un moment dat, tot mă gândeam cum să-i spun ceva despre Domnul Iisus. Și tot mă deplasam spre punctul în care a spus, bine, mă duceți măcar până acolo, în partea cealaltă a localității. Și de acolo să iau o altă ocazie, când va veni. Și deodată ne-am gândit noi, din vorbă în vorbă, să amintim despre cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot bugetul, cu toată puterea. Și pe polițistul de lângă tine, ca pe tine însuți. Îl mai lași în drum, nu-l lași. Și am spus, zic, uite, Domnule, cum stau lucrurile. Din punctul de vedere al Dumnezeu care ne învață cum să trăim. Eu acum trebuie să mă pun în locul dumitale, ca unul care a venit după 48 de ore din program, obosit că-l citeai, și să zic, mă, de marge, ce omul ăsta până acasă, cum zice, dați ar Dumnezeu sănătate. Aleluia! Așa că am zis, nu ne mai oprim aici. Mergem mai departe. Și am vorbit despre Domnul. Și l-am dus pe om până acasă, dar eu am câștigat. De ce? Pentru că a fost un prilej să-i vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a dat omul telefonul și a rămas să păstrăm legătura. Dimineața a fost un alt tânăr care se trebuia să ajungă și el la Aleluia. Și cum l-am văzut în drum, am făcut semnul. Zic, hai că te iau, că sunt în drum să-l București. Și am stat, mi-am stat așa un picuț, că nu știi câteodată trebuie să vezi cum te ghidează Duhul lui Dumnezeu și îl vezi tânăr și frumos și știi cum e, câteodată, parcă toate ne trebuie să stai mai puțin Dumnezeu. Cam asta e o realitate tristă. Și am zis, cum ai petrecut Paștele? Că n-a trecut de mult. Și ăsta a fost primul punct de discuție. Și încetul cu încetul i-am spus cum e cu Paștele. Cine e Paștele? Și deodată omul, știți, a fost deschis așa. A spus, eu sunt așa, cam ateu, dar nu prea să-mi zic nici eu, nici dacă e ateu. Zic, nu e nicio problemă. O să te luminezi încetul cu încetul. Caută să-L cunoști. Dacă nu cauți, niciodată nu o să știi care e adevărul. Scriptura spune, căutați și veți găsi. Bate și vi se va deschide. Cere și vi se va da. Deci este responsabilitatea ta să cauți să afli. Nu te lăsa așa pe vocea lumii. Caută să ajungi tu la o înțelegere. Și zic, și eu am căutat. Și am ajuns unde trebuie să ajung. Și a fost un moment și un prilej să-i spun despre dragostea Domnului. Dar să spunem oamenilor aceste lucruri de care ei au nevoie și nu le conștientizează. Adevărul, mări să fie în numele Domnului, aș vrea să rețineți, eu nu mi-am propus să vă vorbesc despre lucrul acesta în dimineața aceasta. A venit așa în timp ce lăudam. Apropo de laudă, pentru că, printre altele, lucru care m-a delectat și m-a despătat cel mai mult a fost acela când am învățat să-L laud pe Domnul. Asta este. Dacă ai simțit că e ceva cu lauda, așa vin lucrurile. Se pogoară pe barba, pe capul, pe barba lui Aron, și umple templul. E prezența lui Dumnezeu. Cele mai profunde momente au fost în laudă și în rugăciune. Și de acolo te duci mai departe cu lejeritate. Nu te stresezi să faci o faptă pentru că parcă ți-e greu să nu mai faci pe urmă. Adică ți-e greu să nu faci, nu că faci un efort să o faci. Ți-e greu să nu faci. E puterea lui Dumnezeu. Așa lucrează puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa tot ce este bine. De aceea Scriptura vine și spune, fiți plini de Duhul. Pot să vorbesc despre fapte și să nu fiu plin de Duhul, care de fapt vine prin timpul meu de părtășie cu Domnul, prin timpul meu de rugăciune, când stau de vorbă cu El. Rugăciunea nu trebuie să fie ceva straniu, dragii mei.
nu trebuie nici minimalizată. Ea este esențială pentru o eficiență a trupului Hristos, a Bisericii lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. În vechime, vedeți, era o altă ordine. Nu era Duhul Domnului peste toți. Nu? Și știm asta. Și atunci, poporul așteptau să se roage cum fac unii astăzi, că nu cunosc pe Domnul. Mă, să se roage popa. Am o vecină acolo care e mai dificilă în felul ei, dar noi avem o relație bună, de pace, dar cu toți vecinii, mă spuneam, și în alte prujări, ea nu se înțelege. Și când se intersectează, știți cum e, răbufnește. Și am zis, colega, iartă-l, colega, să-l ierte popa, nu-l iert eu. Vedeți cum gândesc oamenii? Să se roage popa, nu? Biserica nu mai este la nivelul acesta. Biserica se roagă. Noi, ca și înțelegere, suntem o biserică apostolică. Nu vă uitați la denumiri, că ele sunt zero. Denumirile care le vedeți sunt zero. De fapt, realitatea, ceea ce suntem, exprimăm noi, nu ce scrie. Căutând această relație și lucrurile esențiale ale vieții cu Dumnezeu, noi reușim să trăim viața cu folos, slăvit să fie numele Domnului. Și cred că e de dorit și dorința noastră să trăim cu folos, mărit să fie numele Domnului. Dar vreau să vă spun și să vă încurajez, iubiții mei, frați și surori, e foarte, foarte important pentru noi să înțelegem că lucrurile nu se întâmplă de la sine doar pentru că așa vrea Dumnezeu. M-auziți? Ele nu se întâmplă de la sine pentru că așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu spune, dacă n-ai înțelepciune, cer-o cu credință și Dumnezeu dă cu mână largă. Dacă îți lipsește ceva, dacă ești confuz, dacă nu ești sigur, cere adevărul, spune, spală-mă, Doamne, spală-mă cu apa cuvântului Tău, pentru ca să fiu curat, gândirea mea să fie curată, să înțeleg corect lucrurile părăției Tale, ca să pot trăi corect înaintea Ta. Da? Sunt lucruri care, schimbarea aceasta, vorbind despre poporul de odinioară, ei au trăit sub lege, da? Știți ce se întâmpla sub lege? Cum se căpăta neprihănirea sub lege? Prin credință sau prin fapte? Mai tare. Iată diferența. Cum se capătă neprihănirea? În vremea Harului. Prin credință. Trebuie să vedem pe ce se pune accent pentru vremea Harului cu privire la Biserica lui Dumnezeu. Și să nu ne inspirăm din anumite lucruri greșite care le-au făcut unii odinioară și n-aveau habar poate despre rugăciune. Și erau răutăcioși. Și Domnul le spune, hei, știu, în vechime s-a zis, ori pentru voi și dinte pentru dinte, dar eu vă zic, aleluia! O altă dimensiune, o altă etapă. Ca să poți să fii cum este El, trebuie să înveți împreună cu mine să trăiești cum a trăit El. Aleluia! Dacă lucrul acesta nu este preocuparea noastră, atunci suntem încă confuzi. Și ne putem rătăci. Și ne putem depărta de Dumnezeul vieții noastre, care nu este departe de noi. Dar El vrea să fie căutat din toată inima. El vrea să-L căutăm din toată inima. Poate unii trăim cu sentimentul că îl avem și deținem adevărul și încă să fim murdari. Și avem nevoie de spălarea picioarelor noastre cu adevărul. Slăvit să fie numele Domnului. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Ei bine, vreau doar să spun așa în trecere, în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, vreau să ne mișcăm puțin în următoarea perioadă pe această carte. Cartea Faptele Apostolilor. Și să urmărim câteva lucruri. Chiar vă încurajez, faceți-vă timp, știți, citiți tot timpul Scriptura, dar încercați să dați atenție în perioada aceasta cărții Faptele Apostolilor. Să înțelegeți viața apostolică. Pentru că noi mărturisim că suntem o biserică apostolică. Amin. Și vrem să devenim într-un mod în care lucrul acesta să devină vizibil. Nu să spunem doar vorbe. Să trăim lucrurile în modul în care Dumnezeu le-a rânduit pentru biserica Lui, slăvit să fie numele Domnului. Ne vorbește despre un sutaș pe nume
Corneliu. Și omul acesta deja era din, nu? Legiunea romană. Era un om cu vază. Era un om cunoscut. Era un om investit cu autoritate prin, nu? Imperiul din care făcea parte. Dar vedem în viața acestui om ceva care neobișnuit cu iudeii, cu, știți cum e, samaritenii, cu toți acolo la oaltă, mai aveau câte o idee, mai știau că trebuie să se închine, aveau informația dată prin proroci, dar omul acesta era dintre neamuri, numai că era într-un loc, un loc diferit. Era în locul unde putea să audă mai multe despre Dumnezeul lui Israel. Și să vadă, pentru că era perioada în care Domnul Iisus Hristos și-a împlinit misiunea acolo printre oameni. Cuvântul Domnului relatează că acest om, oamenii spuneau, și acum vreau să vedeți două lucruri, și e foarte important să observăm anumite nuanțe. Oamenii care îl cunoșteau spunea despre el că este cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Apoi vedem, se repetă, când oamenii privesc spre un om, ei îl văd cum se pot vedea lucrurile de jos în sus. Când vorbește Dumnezeu, Dumnezeu prezintă cum se văd lucrurile de sus în jos. Aleluia! Când îi vorbește îngerul lui Corneliu, el îi spune cum stau lucrurile de sus. Și spune, Cornelie, rugăciunile tale au fost, și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu. Oamenii spuneau milostenile. Ce atinge omul, dă ceva și te vede bine. Da? Fă o milă cu el. Da. Ce atinge pe Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea! Ei, rugăciunea făcută cu credință. Slăviți să fie numele Domnului. Ele nu se separă, dar există o ordine. Ele merg împreună, dar există o ordine. Să știți că sunt oameni care nici nu cred în Dumnezeu. Și pe baza conștiinței fac și ei anumite fapte, dar nu se roagă niciodată. Corneliu avea pe amândouă. Avea rugăciunea. Și vedem că avea o inimă sensibilă. Oamenii îl vorbeau de bine pe baza a ceea ce ei puteau să vadă. Dumnezeu vorbea de bine pe baza a ceea ce Dumnezeu vedea. Aleluia! Slăviți să fie numele Domnului. Ce fel de oameni suntem noi? Ce fel de om sunt eu? Gloria lui Dumnezeu. Ce fel de oameni suntem noi? Tinerii lui Iisus. Ce fel de oameni suntem noi? Ce fel de oameni suntem noi? Care e punctul nostru forte? În ce excelăm noi? Cu ce impresionăm sau atragem atenția lui Dumnezeu? Există ceva? Cu siguranță există. Cu siguranță există. Dar Dumnezeu spune perseverați în lucrurile acestea bune. Slăviți să fie numele Domnului. Atunci când cineva se încadrează în așteptările lui Dumnezeu, Dumnezeu îl vede, Dumnezeu îi răspunde și Dumnezeu îi trimite un înger și îi vorbește. Și Dumnezeu vine și îi spune prin înger și ce să facă mai departe. Și îl implică pe Petru care deja a fost ucenicizat și a fost învățat bine cum trebuie să lucreze mai departe. Și Petru răspunde, dar nu înainte să-i facă Domnul o vizită, nu? Și spune Petru, ai grijă că e o nouă dimensiune. Numai lumii spurcat și-a curățit Dumnezeu. Acum va trebui să treci granițele lui Israel, pentru că nu mai e sub lege, ci e sub har. Trebuie să înveți să trăiești în har. Aleluia! Gloria lui Dumnezeu! Și Dumnezeu îi vorbește și explică lucrurile acestea tocmai ca Petru să fie bine clarificat prin intervenția lui Dumnezeu. Că el nu trebuie să mai facă diferențe. Și că Evanghelia trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Amin? Ca toți oamenii să fie mântuiți, glorie lui Dumnezeu. Dacă suntem suhar, și suntem suhar, vreau să vă încurajez să trăim, să trăim ca suhar. Glorie lui Dumnezeu. Ne uităm și o să revenim asupra acestei istorioare. De ce? Pentru că
aș dori din toată inima să tragem niște concluzii și le puteți trage și singurei citind cu atenție. Iubiți mei, frați și surori, când vorbim despre Biserica Apostolică, când vorbim despre viața la dimensiunea aceasta, pentru că noi când vorbim despre viziunea bisericii, ce viziune are biserica asta voastră? Bogu de muștar. Viața trăită la nivel apostolic. Că e prea mare haina asta pentru tine, mai hrănește-te să-ți stea bine când o pui pe tine. Hrănește-te cu adevărul. Pentru că ea trebuie să se potrivească tuturor celor care sunt născuți din Dumnezeu. Aleluia! Mări să fie numele Domnului! Trebuie să mergem în dimensiunea aceasta să vedeți care au fost criteriile unei vieți trăite la nivel apostolic. Ce ne învață Scriptura despre lucrurile acestea? Vă stresați să faceți fapte? La mine e ceva natural. La mine e ceva natural. La mine e ceva natural. Pentru că așa funcționează. Când tu petreci cu Domnul, când te lași să te umple Duhului Dumnezeu, se emană de tine. E bucurie să faci bine. Slăvi să fie numele Domnului. Dar dacă vorbim despre faptele credinței, care de fapt vor fi faptele credinței? V-ați gândit la faptele credinței? Să știți că faptele credinței nu sunt totdeauna faptele care cred de noi, unii de noi, sau... Și aș vrea să înțelegeți, împreună cu mine, fiindcă este foarte simplu. Faptele credinței. Faptele credinței. Faptele care se fac prin puterea credinței. Ca să dai unuia o pâine, nu-ți trebuie nicio credință. Să n-ai mâna prea scurtă. Dar ca să faci faptele credinței, nu le poți face decât în măsura credinței pe care tu o ai. Și dacă nu ai, nu o să ai nici faptele ei. E foarte simplu. Aceasta este trăirea în dimensiunea Harului lui Dumnezeu. Aceasta este viața lui Hristos. Aceasta este viața apostolică. Grija mea este să cresc în credință. Când Petru și ucenicii au fost deodată printr-o împrejurare, confruntați cu o nouă dimensiune în Hristos. Și întreabă Sfântul Petru, de câte ori se ierte greșitul meu? El avea o măsură. S-a gândit el că de 7 ori parcă ar fi deja prea mult. De 7 ori, Doamne, și Domnul ce spune? Petre, de 70 de ori, câte 7? Într-o zi, dacă într-o zi greșește cineva. Asta i-a șocat. I-a cutremurat. E ceva prea mult pentru noi. E ceva care nu ne putem imagina, fiindcă noi am trăit sub lege. Primesc și dau înapoi. Fără să mai mă gândesc că asta face legea. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar vine Hristos. Vine Domnul vieții și spune, eu am ceva mai bun pentru voi. E o altă dimensiune la care voi sunteți invitați. Noi suntem invitați. Și atunci, când ei au înțeles ce a cerut pentru Domnul Iisus Hristos, ce a cerut El? Doamne, mărește-ne credința! Doamne, mărește-ne credința ca să putem să facem ce? Faptele credinței! Să-L iubești pe ăla care te urăște! Să faci bine celui ce îți face rău! Aleluia! Măriți să fie numele Domnului! O altă dimensiune! Care sunt, de fapt, faptele credinței? Trebuie să le descoperim. Să descoperim. Tot ce se face prin credință se numește faptă a credinței. Nu o reacție sufletească. Nu o părere de a face sau de a nu face un lucru. Asta face și oricine, altcineva, care nu cunoaște pe Dumnezeu. Biserica e chemată la un alt nivel. Slăviți să fie numele Domnului. Când Domnul i-a trimis și le-a dat putere, le-a dat putere să facă ce? Faptele credințe. Vindecați pe bolnavi, nu? Scoateți dragi, veți face minuni. Faptele credințe. Trebuie să ajungem să mișcăm la nivelul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Nimeni nu ajunge dacă nu-și dorește.
Dar ca să-mi doresc, să știu ce-mi doresc, trebuie să mă las spălat cu adevărul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului. Fraților, e timpul unei treziri spirituale pentru biserica din locul acesta. Asta este aria noastră. Niciodată nu o să poți dacă nu vrei. Niciun lucru nu se face ușor dacă nu ești gata să accepți un sacrificiu, să plătești un preț. L-a costat pe Iisus și îl va costa, îi va costa și pe cei ce vor să-L urmeze pe Iisus. Noi nu suntem religioși. Noi nu fluturăm un steag al unei confesiuni, ci vrem să-L înălțăm pe Hristos în mijlocul nostru. Aleluia! Gloria lui Dumnezeu! E așa de frumos atunci când înțelegem lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte o cântare, am fost rob, dar Iisus m-a eliberat. E o lucrare a lui Dumnezeu. Dar dacă sunt un om liber și mă mărturisesc și proclam adevărul acesta, nu te mai duce în robie. Nu te mai întoarce în lumea, în robia Egiptului de odinioară. Nu te face sclav păcatului. Nu lăsa lucruri care să creeze dependență peste viața ta. Fii liber! Aleluia! Hristos te-a făcut liber, Hristos m-a făcut liber. Adevărul mă face liber. Să excelez în lucrul împărăției lui Dumnezeu. Nu să mă las tăvărit în mizeria lumii acesteia. Și să ajung din când în când până la casa Domnului, ca să mai mă vadă unii că exist. Fii un om care își înțelege venirea. Fii unul dintre aceia care pui preț pe lucrarea lui Dumnezeu, pe Iisus, pe viața Lui, pe jertfa Lui. Stăruiți în lucrurile acestea, spunea Luca, scrie în cartea aceasta. Stăruiți în lucrurile acestea. N-aștepta ca firea ta să te învie, să te rogi trei ceasuri pe zi. Sau să cauți întâlnirile de rugăciune, sau părtășia, sau Scriptura. Firea ta nu te va îndemna la așa ceva. Îți va fi ostilă, îți va sta împotrivă. Dar Dumnezeu a pus în noi și Duhul Lui cel Sfânt, ca noi să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Noi toți dorim să arătăm bine, nu? Eu sunt mai transparent, dar tot din alt, nu? Aleluia, glorie Lui. Toți vrem să arătăm, de-aia ne punem oglinzi în toate camerele, nu? Pentru că vrem să ne uităm zilnic cum arătăm, cum ieșim pe stradă. Dar și Evanghelia este oglinda sufletului nostru. Și de această oglindă trebuie să avem grijă și interes să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Să văd cum arăt. Aleluia! Să mă vadă Dumnezeu din ceruri și să mă bucur că El se uită la mine. Nu să-mi fie teamă. Nu să mă gândesc, vai de mine, dacă Dumnezeu ar descoperi lucrul acesta din viața mea. E foarte important să conștientizăm realitatea vieții noastre cu Dumnezeu. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Corneliu v-a prezentat... Ia uzuna! Aleluia! Mi-a dat tot pachetul. Glorie Domnului! Ai făcut o faptă bună, fiule, dar nu ți-a trebuit credință. Aleluia! Glorie Domnului! Ai văzut și ai trăit prin vedere. Mări să fie Domnul! Aleluia! E un adevăr! Glorie lui Dumnezeu! Toate meloare sunt bine. Și alea bune, și alea bine. Aleluia! Ce fel de oameni, spune Petru, ar trebui să fim noi? Ce fel de om trebuie să fiu eu? Cine trebuie să mă tragă de mânecă? Sunt conștient de o viață pe care Dumnezeu mi-a rezervat-o în Hristos. Sunt conștient de lucrul acesta. De aceea mă silesc. Știți? Oful meu, ca să vă spun vis-a-vis de istoricul acesta scurt, că pot să vă spun mai multe lucruri, e pentru că am pierdut din ritmul care l-am avut cândva. Și am știut că se poate. Și mă gândesc, măi, cu cât să adaug ani peste ani vieții mele, în loc să fiu mai plin de suc și verde, mă duc la vale? Păi dacă mă duc la vale, știți cum e? Avem capul făcut. Dacă nu sunt folositor prin prisma lucrării lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu, fac umbră, chiar fac umbră pământului degeaba. Trebuie să fim interesați de planul lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu, de imaginea lui Iisus Hristos în viețile noastre.
slăvit să fie numele Domnului, să strălucească chipul lui Hristos peste tine și peste mine. N-avem nevoie de, știți cum e, aclamarea celor din jur. Avem nevoie de aprecierea lui Dumnezeu. Știți că și Dumnezeu apreciază. Și Dumnezeu vorbește. Slăvit să fie numele Lui. Să dorești să-L cunoști pe El. Să dorești să-L cunosc pe El. Să înțeleg cum stau și cum trebuie să stăm cu faptele credinței. E credință, va fi faptă. Nu-i credință, e altceva. Dacă să am credință, sunt 4 lucruri stabilite de Domnul, care de fapt produc, favorizează creșterea credinței noastre. Și asta le știm ca o poezie. Ați văzut poezia asta care am spus-o, am învățat totul la botez. Și o mai țin minte un picuț. Când am venit întâia dată la școala aceasta minunată, e o școală a lui Dumnezeu. De azi încolo, ține-te bine, tu ești elev, tu ești școlar al lui Hristos. Tu trebuie să înveți din abecedarul lui Dumnezeu. Apa cuvântului. Apa cuvântului spală, dragii mei. Lumea și lucrurile ei vă murdăresc, vă infectează mintea, sufletul, vă ruinează. Poți să zici că ești al Domnului și ești nefericit, neîmplinit. Și începe să-ți vină din ce în ce mai greu să mai tipă la casa lui Dumnezeu. Vine noaptea, a fost aici un grup de frați de la Victor Outreach, cei care știți, o fundație. Și a fost prietenic să-i ascultăm când ne-au mărturisit oamenii ăștia problemele lor. Și printre altele spunea de un tânăr care a fost în biserică și care a ajuns, după ceva ani, stând în biserică, eu nu știu ce a făcut în biserică, să se drogheze în disperare. A ajuns în pragul morții și s-au rugat și Dumnezeu a intervenit să-i dea viață. Poți să fii în biserică și să fii, știți cum e, totuși pierdut. Adică în ce fel ești în biserică? Ești într-o adunare, ești într-un loc. Că de fapt prea mult spunem, când ești în biserică, ești în trup, ești un mădular viu, ești activ, interacționezi cu ceilalți, aspiri după lucrurile lui Dumnezeu. Când în mod real ești în biserică, ai înțelegerea și înțelegi și vrei să înțelegi mai mult. Și acele 4 lucruri sunt cele menționate în fapte 2:42, da? Stăruiți, nu spun eu. Vedeți? Lucruri care sub lege nu erau indicate. Decât erau oameni care căutau, pentru că erau chemați, erau preoți, erau proroci sau peste anumiți împărați. Poporul trăia în răutatea lui. Când suntem în biserică și suntem în această epocă a Harului lui Dumnezeu, cuvântul ne învață cum se trăiește în Hristos și noi trebuie să ne însușim viața aceasta nouă în Hristos, dar nu se realizează decât și cu transpirație, dacă vreți. Când mi-am pus inima să-L caut pe Domnul, când am intrat în ritmul acela de post și rugăciune, păi frații mi-au spus să crape pielea pe mine de-a lui în post. De ce? Pentru că asta mi-am propus să fac. N-a crăpat pielea pe mine, să știți. N-a crăpat. Au mai căzut pantaloni, da. Am mai slăbit. Și așa pe scrasul ei. Pui brete, nu-i problemă. Aleluia. Dar dacă omul de afară se trece, în omul de înăuntru, devii mai puternic. Și atunci poți să faci faptele credinței. Slăviți să fie numele Domnului. Am avut o experiență, dar sunt diferite experiențe care atunci când noi suntem și căutăm să fim pe frecvența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Puterea lui Dumnezeu se manifestă. Atât că știam eu la chitară și începusem și eu că mai târziu am văzut la alții că cântă frumos. Am luat și o chitară și am învățat cât un pic. Aveam momente. Vă spun, era o prezență a Duhului Dumnezeu peste mine, că nu știam cum să folosesc puterea care mi-era dată. Nu știam cum să folosesc lucrurile acestea, n-aveam cunoștință. Când luam chitara și începeam să cânt, erau oameni care, în timpul ăla, le vedea vedenile, știți cum e, pe bandă. Pentru că venea o prezență a lui Dumnezeu. Duhul închinării. Toți trebuie să fim închinători adevărați. Să-L adorăm, să-L iubim, să-I dorim cuvântul lui Dumnezeu, să-L iubim pe El din toată inima. Măriți să fie numele Domnului. Trebuie să știți, trebuie să facem niște corecturi în viețile noastre. Mai mult sau mai puțin. Haideți să ne întoarcem la dragostea din tâi. O să vă vorbesc poate duminica viitoare despre Corneliu. Să vedem și alte aspecte de acolo. Cum a putut să înțeleagă Petru ce vrea Dumnezeu?
Știți? Știe cineva? În pasajul, dacă vă uitați, cum a reușit el să înțeleagă ceva de la Dumnezeu la momentul ăla? Spune că Petru s-a dus, spune, să se roage, măi, frate și surori, de acolo pleacă toate lucrurile bune ale lucrurilor lui Dumnezeu. Să se roage! E cineva care a obosit rugându-se pe aici? Vi s-a acrit atâta rugăciune? Asta e de ce ducem lipsă. Asta este de ceea ce ducem lipsă. De o viață de rugăciune, slăvit să fie numele Domnului, pentru că El ne conștientizează. Spune că Petru s-a dus la ceasul rugăciunii și în ceasul rugăciunii i-a spus, uite Petru, ce se întâmplă și ce trebuie să știi. Și s-a sculat Petru de la rugăciune cu lecția învățată și s-a dus mai departe. Viața apostolică înseamnă o viață de rugăciune în primul și în primul rând, dragii mei. Și nu strică și puțin post. Să ne îndelenicim cu postul și cu rugăciune. Dacă în Noul Testament nu se pune accent pe rugăciune, înseamnă că pe nimic altceva nu se mai pune accent. Cuvântul Domnului spune, Luca 18, Domnul Iisus le-a dat o pildă ca să le arate ce? Cum să uite la televizor? Nu? Cum să pierzi timpul pe Facebook? Și cum să consumi lucruri interzise pe internet? Nu! Le-a dat o pildă ca să le arate cum să se roage! Aleluia! O pildă ca să le arate cum să se roage! Când nu mai ai viață de rugăciune, ești mort spiritual! Nu ai viață din Dumnezeu, ești mort! Ai cunoștință, dar ești mort! Asta e realitatea! Asta e starea bisericii generale astăzi, fraților! Unii spun, unde sunt semnele, unde sunt faptele credinței? Păi unde e, frate? Unde e? Mă gândesc eu unde o fi. Dacă eu dorm, tu dormi, la doarme, ce să mai facă fapte? Hai să ne trezim. Să ne trezim. Să ajungem ca aici să dăm buluc când auzim de rugăciune, să fii primul care deschizi ușa. Să spui, e seara mea, mă despătez. Aleluia! Atunci ne putem gândi la trezire spirituală în România. Aici și în alte părți. De aceea vă spun, căutați să înțelegeți cu mine adevărurile acestea simple și vreau să vă spun că ceea ce Duhul lui Dumnezeu mi-a dat să vă subliniez, să menționez, spălarea aceea e singura care îți dă drept la viață împreună cu Hristos. Acea spălare pe care ți-o face Hristos cu adevărul. Să știți că în multe biserici se predică și neadevăr. Nu e numai adevăr. În multe locuri, dacă vă uitați, veți auzi. M-am uitat, am văzut niște lucruri care câteodată te șochează. Se greu să crezi că se poate întâmpla în casa lui Dumnezeu. Și totuși e o realitate tristă. Dar totuși, eu mă inspir de la El. El e căpetenia desăvârșirii credinței mele. Eu caut să-mi țin privirea la Iisus. Oamenii sunt oameni. Eu nu vreau să accept orice care, de fapt, nu vine din adevăr. Atunci când mi-a deschis Duhul lui Dumnezeu mintea, am început să mă rog și am spus, Doamne, te rog în numele Fiului Tău preaiubit să păzești inima mea de orice învățătură care nu vine de la Tine. Eu sunt doar un om, sunt vulnerabil, Doamne. Dacă Tu nu mă păzești, eu voi cădea oricând în orice erezie posibilă. Dar știu că Tu mă iubești și eu Te iubesc, Doamne. Asta e siguranța. Vreau adevărul. Gloria lui Dumnezeu. Să vrem adevărul. Măriți să fie numele Domnului. Așa să stăm puțin în rugăciune, dragii mei. A spus cineva într-o mărturie a lui, zice, poate v-am supărat pe unii cu atâta demn la rugăciune. Numai firea se supără. Da, firea noastră se supără. Să nu-i spui firii să roage că e ca un blestem pentru ea. Dar Duhul omului, născut din Dumnezeu, se desfătează. Chiar dacă muncim, chiar dacă transpirăm, când facem ceea ce trebuie făcut, ceea ce îi place lui Dumnezeu, Dumnezeu se proslăvește, viața ta va fi binecuvântată. Tu vei trăi lucruri minunate împreună cu Dumnezeu. Vei trăi în putere, vei trăi în autoritate. Vei înțelege cu claritate ce trebuie să faci, când trebuie să faci, când nu trebuie să faci.
Zilele trecute am fost printr-un telefon anunțat de un copilaș care, din nefericire, mămica cu mai mulți copii, cu treburi ca la casa cu copii mai mulți, a avut o oală cu mâncare pe foc, a pus-o jos și unul dintre copii, care nici n-avea doi anișori, s-a dus în oala aceea. A ajuns de urgență la spital aici în București, deși sunt din Hațeg, și ne-a dat un telefon să mergem să-i vizităm. Nu ne-a permis să mergem în salonul copilului. Medicii au spus 40% pentru un copil la vârsta lui este foarte mult. Au spus, nu știm. Nu e ceva garantat că își va reveni. Dar ce este cu neputință la oameni, spune Sfânta Scriptură? Amin? E cu putință la Dumnezeu. Cineva trebuie să creadă. Cineva trebuie să creadă. De aceea Dumnezeu lucrează prin biserica Lui. Lucrează pe baza credinței noastre ca să facem faptele credinței. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului. Și am plecat împreună cu Daniela, cu soția mea, ne-am dus la spital. A fost minunat că acolo, fără să ne aranjăm întâlnirea, ne-am întâlnit cu Mădălina, am zis, wow, super! Dacă doi sau trei se unesc acum, nu? Eram deja numărul la maxim. Eram deja trăiși, a venit această mămică, Ana. Femeia era foarte îndurerată, trăia sub condamnare, că numai din cauza că n-a fost ea atentă. E un lucru dureros, dar ca părinte să vezi copilul tău în starea aceea. Și ne-am dat seama de starea ei. Am încercat să ne rugăm un timp pentru ea, să o mângâiem, să o îmbrățișăm, să o sărutăm. Și apoi, după aceea, ne-am rugat. Și Mădălina a avut această inspirație, hai să-i facem și ungerea. N-aveam un de lemn la mine, s-a dus repede pe acolo, în zonă, până la urmă a luat niște un de lemn de la un restaurant, ne-a dat într-un păhăruț, l-am binecuvântat, l-am sfințit în numele Domnului și am uns un șervețel în numele Domnului Iisus Hristos. Și am spus, Doamne, noi credem în ceea ce este scris. La cuvântul Tău noi facem această ungere în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că atunci când va fi atins copilașul acesta, puterea ranelor lui Iisus Hristos să opereze în trupul lui. Și am plecat. Mămica a rămas, i-am spus, mergeți, spuneți șervețelul peste copil și rostiți numele Domnului. Și ne-au sunat cu nata din Hațeg și a spus, vrem să vă mulțumim. Și a spus-o ca să știm și noi și să fim încurajați. În clipa în care a pus peste copil acel șervețel cu un de lemn, copilul care nu putea să doarmă, copilul care reacționa trupului la durerea, la suferință, la arsurile acelea, din clipa aceea s-a liniștit complet. Slăviți să fie numele Domnului. E puterea ce minun face. Slăviți să fie numele Domnului. El să fie lăudat. Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători împreună cu El. Haideți să căutăm din toată inima. Nu mai este multă vreme. Vă dați seama că nu e multă vreme. O fi spus-o aia înainte că așa au priceput ei, că, vedeți, războaiele n-au lipsit, tensiunile n-au lipsit și fiecare generație a zis, vine Domnul, vine Domnul. Acum e și rândul nostru până la urmă, nu? Vine Domnul! Aleluia! Vine Domnul! Nu vreau să-ți pomiși. Vine, fraților! Și dă vrem și dă nu vrem. Vine! Aleluia! Vine! Și binecuvântat să fie numele Lui. Vino, Doamne Iisus!